Ce este Crăciunul pentru mine? Pentru mine, sărbătorile de Crăciun sunt cele mai frumoase și iubite de mine și ceilalți oameni. Crăciunul este o sărbătoare frumoasă și îmi place foarte mult să-l sărbătoresc cu familia mea sau vecini în casă de familie sau prin oraș a cumpărături. Cel mai mult, la sărbătoarea de Crăciun îmi plac zâmbetele oamenilor din familia mea. La fel pot spune și despre dăruirea cadourilor. Să nu uităm, noi cei din familie și la fel și eu, că pe 24 decembrie este cadou surpriză de la Moș Crăciun, care ne uimește și ne zâmbește tot timpul. Să vă spun despre cadourile primite de la Moș Crăciun. Sau ce cadouri am primit din copilărie până acum? Din copilărie, cadourile au fost mereu jucării și dulciuri. Țin minte două cadouri care mi-au adus zâmbetul pe buze din prima vedere. Primul era la mine acasă când am primit un tren de jucărie. Nu mă puteam abține să nu le arăt părinților mei. Erau și ei încântați de ceea ce am primit. Iar al doilea cadou a fost la școală împreună cu colegii și cu învățătoarea mea. Fiecare a primit ceea ce a primit și eu, la fel ca și unii dintre colegi, am zâmbit după ce am primit cadoul. Când sunt sărbători de Crăciun, trebuie să păstrăm regulile importante de Crăciun. Eu trebuie să respect și să păstrez întotdeauna regulile de față cu familia de Crăciun. În sărbătorile de Crăciun nu avem voie să ne certăm, nu avem voie să fim îngânfați, nu avem voie să fim supărați și deloc deranjați de ceva ce nu-ți convine de Crăciun. Dacă se întâmplă să apară una dintre aceste probleme, încerc să rămân calm și să-mi rezolv problema de unul singur. La o sărbătoare de Crăciun, masa în familie este și ea importantă. Eu am mâncat foarte mult în ultimii ani de Crăciun, dar cel mai mult mi-a plăcut să mănânc cu familia mea. Dacă ar fi ceva mai important de respectat în perioada de Crăciun, sunt decorațiile și bradul împodobit de Crăciun. Bradul împodobit de familie este cel mai important pentru o sărbătoare de Crăciun. Fără el, Moș Crăciun ar fi supărat și ar pleca fără să lase niciun cadou. Iar decorațiunile fac locul să fie frumos și colorat. Toate aceste lucruri importante trebuie respectate cu zâmbetul pe buze. Eu, unul, sunt foarte fericit că se apropie Crăciunul, iar culorile bradul, abia aștept să-l văd ca să-mi aducă zâmbetul pe buze și să pun scrisoarea pentru Moș Crăciun sub brad. Trebuie să colind pentru persoane din familie sau cunoștințe dacă vreau să primesc cadouri de la Moș Crăciun. Moș Crăciun nu vine doar pentru a-mi dărui de Crăciun. El pune întrebări importante ca să știe dacă am fost cu minte sau obraznic, dacă am cântat colinde, dacă am fost cu minte sau obraznic, sau dacă am înțeles, sau dacă mă înțeleg cu părinții mei. Am cântat colinde împreună cu părinții în fiecare an până acum, ceea ce a fost foarte frumos pentru mine și încă voi cânta. Și la școală am cântat colinde împreună cu colegii. Faptul că nu sunt cel mai cu minte băiat din familie, asta nu înseamnă că nu am primit niciun cadou de la Moș Crăciun. Cu ambii părinți mă înțeleg perfect. Nu-i povestesc lui Moș Crăciun care sunt greșelile pe care le fac în fața părinților. Cunosc multe colinde frumoase și sunt mulțumit că pe unele le-am învățat. Moș Crăciun ar putea fi mândru de mine și ca în fiecare an mi-a dat un cadou uimitor și împlinit, iar eu i-am și iar eu i-am mulțumit cu o scrisoare. Datorită familiei și mie, l-am făcut pe Moș Crăciun să se simtă foarte bine lângă noi. Părintele vine în fiecare an ca să sfințească casa familiei mele și noi colindăm pentru a sărbători nașterea Fiului lui Dumnezeu. Ca în orice an, părintele vine de Crăciun în fiecare casă ca să sfințească casa oamenilor și la noi vine ca să cânte un cântec frumos. Iar ce mai important când eu cânt cu părinții colinde de Crăciun, versurile sunt despre nașterea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu să-mi dea sănătate în fiecare an. În finalul poveștii scrise de mine, vă urez Crăciun fericit și sănătate tuturor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați citit textul și să aveți un Crăciun cu zâmbetul pe buze și cadou uimitoare, să nu uitați să colindați și să vă simțiți fericiți.